Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod. În sfârșit filmează, Doamne ajută! Un nou episod din seria noastră de Euro Truck Simulator 2. Mi-era dor de seria asta și am zis să o readucem pe canal. Haide, pornești motorul? Astăzi. Ok. Deci nici nu vreți să știți de câte ori am încercat să filmez episod, adică un episod din Euro Truck sau din Minecraft. O, Doamne. Deci, am încercat de două ori să înregistrez Minecraft Skywars. Și mi se întrerupea netul. Nu știu de ce, pur și simplu, țac, pac și pleca netul. Cu urmă am încercat să filmez Euro Truck Simulator, nu-mi filma OBS-ul. Nu înțelegeam de ce. De ce nu-mi filmează OBS-ul? Pentru că ar trebui să-mi filmeze. Am trecut pe roșu. Știu, nu este o problemă, avem bani destui. Trebuia să-mi filmez OBS-ul, dar de ce nu filmează OBS-ul? O, Doamne, e filmat negru, deci nici nu vreți să știți până ce am trecut. În fin, nu mai contează, suntem aici, o să mă mai uit încă o dată, acum. Să văd dacă filmează, ok, e în regulă și filmează. Pentru că nu vreau să mă trezesc la jumatea videoclipului. What? De ce n-a filmat? Înțelegeți? Bun. Deci vă zic ce v-am zis și în episodul trecut în care l-am filmat și nu mi l-a filmat cum ar veni, mi-a filmat negru. Ieri am strâns în 30 de minute la acel infovideo 10 like-uri. Deci voi vă imaginați 10 like-uri. În fucking niciun episod n-am strâns în 10 minute, în 30 de minute, 10 like-uri. Băi, sunteți wow. Deci am intrat un pic în voi, bine, între ghilimele. V-ați speriat. Deci pur și simplu v-ați speriat. Am înțeles. Deci, văd că se poate. Am crescut și numărul de subscriber de la 108 la 116 și mi se pare că a scăzut cu 1 la 115. Dar nu este nicio problemă pentru că nu mă deranjează dacă plecați, dacă veniți. Bine, mă deranjează că plecați pentru că în momentul în care un subscriber pleacă, eu stau și mă gândesc, dar de ce a plecat? Cu ce am greșit în așa fel încât el să plece? Mă deranjează chestia de pe ecran. Așa că o să ne descurcăm cu ce avem și noi pe aici. Adică, așa. E în regulă. Și eu stau și mă gândesc, dar de ce a plecat? Cu ce am făcut eu greșit în așa fel încât el a fost obligat să plece? Și mai este... Sunt un pic frustrat când văd, v-am zis, când văd un subscriber că pleacă. Dar vin alții, nu-i problemă. Nu stau acum să vă țin pe voi cu forța. Nu stau acum să fac aici... cum se numește, disciplină, că de ce plecați, de ce veniți, de ce... accident, avarii. Ok, asta se întâmplă când ai viteză și mergi noaptea cu tirul. Deci să nu încercați asta acasă. Și tocmai telefonul meu a băzit. Oare de ce? Dar la volan nu este voie... Din nou a băzit. La volan nu este voie să ne uităm la telefon. Deci asta o știu din propria experiență. Și din cauza asta nu o să mă uit la telefon. Da, mă tentează, dar nu o să o fac. Bun. Dacă vă place seria și episodul ăsta, nu uitați să lăsați un like. Pentru că eu m-am bucurat foarte tare ieri când am văzut că am crescut și numărul de abonați și am strâns 10 like-uri. Și astăzi de dimineață aveam 15 like-uri la episodul de infovideo. Băi, sunteți tare, deci nu am ce să vă spun. Bestia sunteți. Și dacă o să creștem așa în fiecare zi, eu nu chiar sunt mulțumit. Adică vreau să ajung și eu până în vară măcar la 500 de abonați. Și sunt sigur că se poate. Dar doar dacă vreți și voi și să mă ajutați. Pentru că eu nu pot singur să mă promovez, să mă duc pe grupuri din astea de pe Facebook, să spun, băi, uite, intră și tu pe canalul meu, dă un subscribe și dacă îți place rămâi, dacă nu pleci. Nu știu, nu mi se pare normal mie ca un YouTuber să fac chestia asta. Într-adevăr, o fac. Și o fac de fiecare dată când postez un episod. Și cred că cei mai mulți dintre voi mă știți de pe grupurile acelea. Adică ați văzut canalul meu, bă, hai să intru și-o la el totuși. Și eu zic că vă place și ați dat subscribe și ați rămas pe canal la mine. Dar unii dintre voi nu prea mă știu. Sau poate mă știu de la auzitele celorlalți care au dat subscribe înainte la canalul meu. Mă rog.
asta înseamnă un grup, să zic așa, un colectiv. Ne anunțăm între noi, uite băi, ăla face YouTube, face chestii din astea, dacă te interesează, uite, intră la el, uite, a început să facă boxing-uri, își cumpără un calculator, mă rog, chestii din astea. Sau, uite, are un grup de Facebook, dacă vrei să-ți promovezi canalul, intră și tu acolo, loghează-te pe Facebook, adică te înscrii în grup, eu v-am zis că accept orice cerere, te înscrii în grup și îți promovezi canalul. Deci, acel grup, Jocurile Regelui, pe care l-am făcut, vreau să fie un grup exact ca toate cele de pe Facebook. Pur și simplu cu gaming. Cum sunt eu, cum ești tu care te uiți la mine și filmezi și te filmezi și te pui pe YouTube. Cum e celălalt tu care te uiți la mine, te filmezi și te pui pe YouTube. YouTuberii ăștia micuți care vor să crească și ei. De asta am creat grupul ăla Jocurile Regelui. Îl aveți în descriere. Cei care încă nu știți de el, intrați în descriere și vă logați pe Facebook și dați voi acolo frumos înscriete, o să accept toate cererile pentru grup. Și alte chestii, informații despre mine, legătură, cum mă puteți contacta sau date de contact, profil personal de Facebook, pagina de Facebook, Instagram și Steam, toate sunt jos în descrierea fiecărui episod. Și nu vă doare mâna la fel să vă duceți acolo și între timp când vă duceți voi la descriere, dați și un like la episod. Pentru că, v-am zis, o secundă maxim durează. Cât treci cu mouse-ul și ai apăsat un like și te-ai dus mai departe, adică nu te reține foarte mult. Și cred că nu e greu, adică dacă îți propui să ajuți un YouTuber să-l încurajezi, e foarte simplu. Dacă îți propui să își ia la revedere de la YouTube, la fel e foarte simplu. Dar numai să ai spiritul de cum să zic, să ai prezența de spirit și să știi cum să acționezi cu el, mă rog, în așa fel încât să-l superi atât de mult pe mine, dar nu toți se supără, adică doar YouTuberii ăștia copilași care vor și să facă YouTube și mă refer acum la ăștia, maxim 10 ani, 12 ani. Dar nu zic că, de exemplu, am înțeles că Shelly, și cred că știți și voi pe Shelly, s-a apucat de YouTube de la 11 ani, de vlog, de la 11 ani. E wow, adică dacă la 11 ani părinții spun o cameră în mână și îți fac plăcerea să nu intre la tine în cameră când filmezi sau chestii din astea, da, adică felicitările mele. Dar sunt unii care filmează din an în Paște din cauza că nu se înțeleg cu părinții. În ideea că mulți părinți nu înțeleg, băi, dar stai puțin, de ce te filmezi tu? Ce pui tu acolo pe YouTube? Sau poate unii nici nu știu ce e la YouTube, poate unii nici nu știu ce e la gaming, pentru că am mai întâlnit părinți de genul ăsta. Și nu înțeleg ceea ce faci și te tratează cu spatele, să zic așa. Nu, n-ai voie să faci chestia aia pentru că nu știu dacă e sigur, nu știu. Și chestii din astea. Și se mai întâlnesc genuri din astea de părinți și pentru asta are toate aplauzele mele și toate pro-urile, să zic așa, pentru vlog și văd că o duce destul de bine băiatul. Oricum e și foarte tare și e un viitor al meu cum ar veni. Bine, eu nu sunt cu vlogul, eu sunt cu gaming-ul și o să rămână cu gaming pentru că eu nu când pun o cameră în față pur și simplu nu mă impresionează cu nimic, nu-mi satisface o plăcere, nu mă încântă foarte mult. Cred că nu se vede aia cu Dope is no playing, mă rog, jocul ăla. Counter-Strike Global Offensive. Sper că nu s-a văzut, dacă s-a văzut în colțul din stânga jos, îmi pare rău. Dar nu cred că deranjează. În fine. Și mai sunt YouTuberi din ăștia care s-au apucat la 10-11 ani, 12-13 maxim, și acum sunt sus. Am înțeles că Max și altele s-a apucat la 13 ani sau 12 jumate, 13 ani, ceva de genul, de YouTube. Băi, bafta lui, adică chiar a avut noroc, băiatul ăsta are noroc în continuare, crește cu un număr destul de decent de abonați pe zi și v-am zis, din nou are toate susținerea mea și toate aplauzele mele. Mă rog, nu pot să vă aplaud acum că
Nu, acum conduc, sunt la volan și eu n-am voie să iau mâinile de pe volan. Ce faci, mă? De ce te oprești, băi? Tembelule, cum să te oprești la culoarea verde? Păi și la roșu ăla pleca, vă dați seama? Da. Asta este. Nu mă întrebați de ce eu iau pe aici. O să vă dați singur seama. Singur, singur, singur. O să vă dați seama. Pentru că s-a făcut un update. Pe bune. Deci, față în față cu serviciul s-a defectat motorul. Care erau șansele? Ok, mă rog, foarte mare la mine, după cum văd și după cum îmi dau seama. Ok. Enter. Băgăm mai întâi la serviciu, să nu ia foarte mulți bani. Ok, în regulă, 30 de capa. Iar acum intrăm la accesorii. Vedem dacă putem să upgradăm ceva. O, da, văd că putem să upgradăm. Păi și care e mai bună? Asta e. Bă, dar stai puțin că eu vreau asta. Eu vreau doar alea două să fie pe... Mă rog. Așa, așa. Așa, așa. Așa, așa, așa. E în regulă. Pe asta, o vreau. Pe care am avut-o. Ok, uitați aici. Deci uitați-vă cât de faine sunt astea. Pot să modific chestiile astea, fraților. Wow! Wow, cât de fain e. Pot să modific interiorul și cu... cauciucul. Dar din păcate nu am oportunitatea asta deoarece nu am levelul necesar. Dar nu-i bai, ok. Deci mi-a reparat tirul, în regulă, putem să ne continuăm cursa liniștiți și nevătămați. Și cum ziceam de youtuberi ăștia mici, care a ajuns mari acum, au toate laudele mele. N-am cum să comentez chestia asta, bravo lor. Și sper că și eu o să ajung așa. Îmi doresc chestia asta, vreau să se împlinească, e un vis pe care nu toți și-l pot îndeplini, pentru că nu toți au cum să zic, o... Uite bă ce îmi scapă cuvântul ăsta, ești nebun? Da, sta să scoat limba, poate iese. O stare socială destul de bună. În așa fel încât să-și permită să își ia un calculator decent care să n-aibă lag în jocuri și să poată filma HD cel puțin, nu zic 1080p, dar să-i poată filma HD, 7, adică 720. Și, cum am zis, mulți poate nu se înțeleg cu părinții, poate nu înțeleg ce fac și pentru asta nu mai e vina lor. Deci era imposibil să nu lovesc eu tirul. Ok, o să vorbesc cât mai puțin. Ok, vedeți că eu am telefon pe volan, am buton de acceptare și respingere apel. Da, e wow. Ok, n-am ce să spun, deci am un tir foarte șmecher. Bine, dar și roțile astea sunt faine. O, da, mi-e vine să cască. Da, nu-mi băgați în seamă, pur și simplu mi-a venit să cască, nu știu de ce. Cred că am vorbit cam mult în episodul ăsta. A fost cam scurtă. Sau am vorbit eu prea mult și mi-am dat seama că a trecut atât de repede episodul. În fine, episoade din astea de Euro Truck o să fac mai rare pentru că e un joc plictisitor, sincer, din punctul meu de vedere. E un joc plictisitor care merită doar pentru relaxare și altceva nu ai decât să conduci. Și mai ales dacă nu ai un volan ca să te distrezi un pic sau dacă nu ai un calculator decent, să ai grafica la maxim, nu prea merită, sincer. Și n-aș fac chestia asta. În fine. Dar să vedem dacă mai știu să mai dau cu spatele acum, că e o întrebare pe care nu îi știu răspunsul. Ok, haide că ne descurcăm destul de decent. Încă mă pricep să dau cu spatele. N-am ce să spun. Oh, și am parcat-o chiar destul de bine. What the fuck? Niciodată n-am parcat atât de bine o remorcă. Da, deci, n-am ce să vă spun. Sunt șofer, fraților. Șofer, nu mă compar eu cu oricine. Ha, și am ajuns la nivelul 3, drăguț. Ok, să vedem unde punem. Bă, eu le iau pe toate la rând și o să fac o să pun câte un punct la fiecare. E în regulă. Deci, cum am zis, episoade din astea de Eurodrag o să pun când am chef și când mă plictisesc. Și să mai destind un pic atmosfera de pe canal, adică să nu pun numai o serie, numai două serii, să mai diversific un pic.
Eu acum o să mă duc să dorm, pentru că vedeți și voi că e pe albastru, șoferul acolo, și nu vreau să îmi adormă la volan, mai ales când începe să caște, îmi face și mie poftă și nu vreți să să mă vedeți cu un casc. Să mă vedeți cu un casc. Și acum am căscat, nu-i problemă. Avem un e-mail. Ok, asta ne poate sprijini. Am observat cu plăcere ritmul susținut de dezvoltare ai companiei dumneavoastră. Am dorit să vă sprijinim în această direcție. Drept urmare, linia de credit a fost extinsă la 500.000. Puteți beneficia de aceste sume în orice moment, accesând sediul local al băncii. Dar deci ăștia vor iar să ne falimenteze. Deci vor să ne ceară la bani. Păi, mi se pare că eu mai am bancă, unitate bancară. Mi se pare că am niște... A, nu, n-am. E în regulă, man. Ce-i asta? Deci mi-am plătit toate dările la stat, sunt fericit, tu mișcă-te mai repede că te mă sui pe tine cu roțile din față. E în regulă, hai să dormim și pe urmă o să închid episodul. Nu uitați de like pentru că mă ajută foarte mult și mă hrănesc cu like-uri și mi-e o foame, credeți-mă și pe mine că n-am mai mâncat de 2 zile. Și de share. Vreau cât mai mulți subscriberi. Acum la început îmi doresc cât mai mulți subscriberi. Și like-urile așa, doar de fleacuri, înțelegeți? Deci subscriberii mă interesează, vreau să văd cât se strâng, vreau să văd dacă merită să continui. Oh, mamă, ce-am strâns din cur, acum am zis, gata, sunt mort, dar n-am fost. Acum văd dacă merită să continui cu adevărat sau nu. Ok, hai, mai dai un pic în față, e în regulă. Și acum să băgăm cu spatele acest tir mirific și minunat și fantastico mondial. Oh, mai super, dar atât nu l-am putut parca. Adică vă imaginați și voi că, mamă, și mi-a morțit curul. Cred că și la șoferii a morțit curul pe scaun. O dimineață frumoasă în Euro Truck Simulator. Eu am fost King și noi o să ne revedem data viitoare cu un nou episod. Nu știu de ce va fi. În fine, pa, pa.